În sfârșit fac și eu un haul Sinsei. De când mă țin să fac, de când mă chinui. Chestia e că mi-am luat așa câteva produse și nu am putut să fac un haul, nu am vrut să aibă clipul 2 minute. Ieri mi-a venit comanda, am dat comandă online, da? Mi-a venit colețelul sau, mă rog, punguța, care este aici. Și am dat iama în ea și am desfăcut-o și apoi mi-am dat seama că trebuia să fac unboxing. Bine, nu sunt, sunt aici, doar am desfăcut punga și atât. Am 3 sau 4 chestiuțe, puține, oricum, și am zis, măi, da, eu ce fac? Le arăt fetelor doar 3 chestii, adică nu e ok, nu mi se pare. Și mi-am adus aminte că zilele trecute am fost în mall, acum vreo săptămână, cred, și am mai luat și de acolo. Așa că iată-ne aici cu un haul Sinsei. Haul unboxing, cum vreți voi să îi spuneți. O să vă arăt întâi ce mi-a venit acum în comanda asta și apoi luăm și vă arăt produsele pe care le-am luat direct din magazin. Da? Ok, să-i dăm drumul. O să scot de aici din plăsuța asta. Prima chestie este o pereche de pantaloni negri. Aceștia sunt așa. Sunt din aia jogger, le spune. Sunt simpli, negri, au aici șiret prin care puteți ajusta da, talia, cât de largă sau, na, nu știu, dacă sunt prea largi în talie, mai puteți strânge cu elasticul ăsta, care e drăguț, că uitați, are niște chestiuțe din astea aici, adică nu e un șiret așa chiar simplu. Sunt un pic transparenței, să știți, sunt mai negre decât par pe cameră. Și sunt lungi și drepți, așa, da? Simpli. Sunt simpli de tot, la spate nu au niciun fel de buzunar, da? Și mărimea este S la aceștia. Și au fost... Au fost, da. Nu mai știu, dar o să vă las eu prețul pe ecran, pe aici, pe undeva, că nu mai țin minte. Nu, deci chiar nu mai știu. Mai departe... Am acest tricoaș, da. Văd că scrie prețul, au prețurile pe etichetă, dar nu am dat 20 de lei pe tricoul ăsta, cu siguranță. Stați că pe ăsta l-am lăsat așa, imediat. Este un tricou de culoarea, nu știu, un galben lămâios, așa, un galben pai, nu știu, un galben oricum foarte plăcut, așa. Și mânecuța este puțin bufantă. E puțin bufantă așa și aici este strânsă. Da? E destul de transparent și el. Transparent, mă rog, e materialul subțirel, dar nu se vede, nu mi se vede pielea sau ceva. Vreau să văd dacă găsesc eu repede. Da, 60% bumbac și 40% poliester. Deci, oricum, e bine că are și puțin bumbac. Mărimea mea este XS, dar să știți că este destul de larg. Deci, nu știu, dacă sunteți slăbuțe de tot, o să fie larg. Eu sunt între, eu sunt de fapt un S, chiar M câteodată, dar știam că la Sinsei sunt măsurile mai mari. Am mai văzut la alte fete tricoașul ăsta și de-aia am luat cea mai mică mărime, pentru că oricum este lărguță. Este croit așa, gen oversize, să zic. Doar că nu e și lungă, e doar largă. Mai departe și cred că, da, aici asta am avut, nu mai am nimic. Mi-am luat o pijama pentru sezonul care va veni, toamnă-iarnă. Ea la preț întreg a fost 90 de lei, eu nu mai știu cu cât am luat-o pe asta. Stați că este legată, e încurcată, hai să vă arăt așa. Bluza de pijama cu Wonder Woman. Știu o tipă de aici de pe YouTube care i-ar plăcea pijama asta cu Wonder Woman. Poate să-i dau un mesaj apropo. Să-i spun că la Sinsei au cu personajul ei favorit din filmul ei, mă rog, unul din filmele ei favorite. Așa. Și mie îmi place foarte mult. Mi-a plăcut filmul, filmele, mă rog, îmi place de ea. Îmi place și de actriță, rolul din film, tot. Îmi plac chestiile cu Wonder Woman. Mărimea mea la aceasta este M. Dar mi se pare un pic mare, nu știu acum cum va veni, să vedem.
Și pantalonul are aici pe... Stați să văd. Asta e fața. Are un simbolul de la Wonder Woman. Eticheta scrie Sinsei, Size M, Wonder Woman, mă rog, colaborare, nu știu ce. Pantalonul și bluza este un gri așa deschis, pălăcit. Aici jos se strâng, nu este larg, nu cade larg așa de tot, se strânge pe picior. N-am ce să zic mare chestie, doar să văd ea la material. M-am uitat eu pe site, dar nu le mai țin minte. 60% bumbac și probabil 40% poliester. Ia să vedem. Haide, mă! Mi-am făcut unghiile astea foarte lungi și au și crescut de când le-am făcut și sunt kilometrice. Și 40% poliester, da, exact. Îmi place foarte mult asta, sper să vină și bine, nu știu, o să vedem. Și acum să vedem celelalte lucruri pe care le-am luat direct din magazin. Le am aici lângă mine. Acestea sunt. Am câteva și aici. Sunt numai bluzițe, să știți. Numai bluzițe, plovărașe, chestiuțe, trestiuțe. Stați, nu, ăsta că e pe dos, ăsta e pe dos. Ăsta e pe dos. Toate sunt pe dos? Ce drăguț! Din partea mea! După cum vă spuneam, aici am mai mult doar bluzițe, de fapt. Bluzițe, hălâncuțe, plovărașe. Din astea. Primul, care îmi place cel mai mult, este această bluziță, nu știu, în mărimea XXS, care m-a costat 10 lei, nu știu dacă vedeți, 9,99, de la 55, cred că a fost, și arată așa, este un, nu știu, o bluziță, ceva de genul, spre helăncuț, așa, dar doar că nu are gâtul aferent, da, nu este pe gât, mâneca este așa, vine cam până aici, da, un pic mai lungă decât aceasta. E albă simplă, de fapt e un alb untos așa, nu e albul ăla imaculat, alb lapte. Și la spate are acești năsturași drăguți, aurii, micuți, foarte elegantuți așa, aș putea să zic. Da, care mie îmi plac foarte mult, foarte, foarte mult. Mie îmi place genul ăsta de bluzițe așa, helăncuțe, malete, cum vreți să le spuneți. Mor după ele și mereu când... găsesc așa mai la prețuri mai accesibile, îmi iau pe mai multe culori, pe, nu știu, mai multe mărimi, modele, cum găsesc să am. Pentru că le port des și le spăl des și atunci ele se, na, se mai strică materialul, se mai rupe un nasure, se mai găurește câte o bluziță așa și nu pot să le port la infinit. Așa, am mai multe, le schimb, nu stau cu grijă că dacă le spăl des sau le port des, se rup și nu mai am. Și nu îmi pare rău nici de bani că nu dau câte 100 de lei pe ele, de exemplu pe o bucată, dau 10 lei să zicem. Sau 15-20, depinde, cum le găsesc și eu. Dar la Sinsei știm cu toții că prețurile sunt foarte mici. O mai am pe aceasta neagră, mărimea XS a fost 13 lei și este o bluziță din aceea care se poate purta pe umeri așa. Are mânecă lungă, așa. Iar aici, toată partea asta din față, de aici, este încrețită, așa, e pe un elastic, care se întinde, așa, vedeți voi? Așa. Și este, nu, o să vedeți aici undeva, dacă e crop top sau nu, că nu mai țin minte. Da, mie îmi place foarte mult și materialul, se întinde, e moale, așa, e super mișto, n-am ce să-i reproșez, la 13 lei, pe bune. Mai departe. Mai am o helăncuță. Stați să văd care este spatele. Asta este. În mărimea S și a fost 8 lei aceasta. Da? Deci 8 lei. Da. Stați un pic, poate nu mă credeți. Da? 8 lei. Și este aceasta. E o culoare așa, nu știu, un bleu albăstrui, turcoaz. Turbat, ceva de genul, nu pot să o identific foarte bine, are mânecă lungă, e un material așa, nu știu, ca de raiat, așa, de tricou, nu știu cum să vă explic, este pe gât, da, deci este o helăncuță așa, dar e subțirică, nu e nici mai subțire, nu e transparentă, dar nu e foarte groasă, adică să o luați pe asta la iarnă și, nu știu, să ieșiți afară sau doar cu o geacă, nu, adică nu cred că ține loc de plovăr, mai merge ceva pe peste.
Bun. Următoarea, care iarăși îmi place foarte, foarte mult. Stați să-i văd. Mărimea este XS și am dat 15 lei pe asta. Uitați. Așa. Stați așa că etichetele astea sunt foarte enervante, că sunt lungi și late și tot vin aici în față. Ok. Asta este helăncuța. De, iarăși o helăncuță. Culoarea este un verde lămâie, așa, un verde deschis, foarte drăguț, pal, așa aș zice, un verde pal. Între, nu e fosforescent, dar nu știu, e suficient de aprins încât să nu fie șters, dar nu e fosforescent. E mai spre pal, așa îl văd eu, un verde pal. Și la mânecă are iarăși trei nasturași din ăștia aurii, micuți, care mie îmi plac foarte mult, v-am zis mai devreme. Și, deci vin pe toată chestia asta, pe toată manșeta, da? Așa, mânecă lungă, ea este lunguță, e destul de grosuță, asta, să știți. Și aici are model din ăla, cum au majoritatea pe aici, pe la... Nu cred că se vede. Ba da. Da. Și îmi place foarte, foarte mult și la 15 lei. Mai departe. Pe astea cred că le-am luat eu prețul și nu mai țin minte, dar o să vă pun pe ecran. O să răscolesc să caut bonus sau ceva. Am două body-uri. Ăsta este mărimea M. Cred că așa am mai găsit doar. Dar e ok. Așa arată. Sunt simple și au acești nasturași aici în față. Au așa un... Ăsta este gen bărcuț, așa vine la, cam la baza gâtului. Nu este cu anchior. Are nasturașii ăia. Mânecă lungă. Și aici se închide pur și simplu ca un body cu din astea. Și ultimul produs și am terminat, scăpați de mine. Încă un body. La fel ca celălalt, doar că este pe culoarea asta nude rose sau un roz prăfuit, murdar, ceva de genul. Mânecă lungă la fel. Mărimea este M. Prețul vi-l las pe ecran. Nasturașii aceia aurii în față. Aici vine așa ca un fel de bărcuță spre anchior, să zic. Așa, și aici se închide normal ca un body. Vedeți? Da. Cred că toate bluzițele astea le probez cu pantalonii aceia negri. Sau deja le-am probat și voi le-ați văzut. E ok. Da, și să-mi spuneți și voi ce părere aveți. Care este produsul vostru preferat de aici. Ce v-ați luat și voi de la Sinsay. Dacă vă place site-ul ăsta, dacă v-ați cumpărat ceva de la ei. Ce părere aveți despre hăinuțe, despre calitatea lor, cât v-au ținut. Pe mine să știți că m-au ținut destul de bine, multe, multe haine de la ei. Eu mai am, mi-am luat, cred că mi-au de la ei de vreo 3 ani sau de când au apărut la noi, nu știu, eu îmi iau. Pentru că i-am descoperit odată cu cei de la House, deci magazinul Sinsay l-am descoperit odată cu magazinul House și Crop. Și apoi am descoperit și Reserved și Mojito. Și am cumpărat de la ei mai mereu. Adică eu sunt ok. Pe mine, bine, am și grijă așa de ele și când le spăl și când le port. Încerc să fiu cât mai atentă. Da, contează asta foarte mult. Dacă vreți să vă țină ceva, un produs mai mult timp decât în mod normal. Da, deci eu sunt foarte ok, încântată de produse, de calitatea lor, de magazinul ăsta Sinsay, că despre el vorbim. Nu-i fac nicio reclamă, nimic, nu vă gândiți. Dar eu vreau să știu și părerea voastră, pentru că am văzut la mai multe fete de aici, de pe YouTube, haul-uri de la ei, de la Sinsay, am văzut și de la Reserve și cred că am văzut și de la Mojito, dacă nu mă înșel. Da. Mai am o comandă pe drum de la Sinsay, deci stați pe aproape că o să mai vină una. Nu am foarte multe produse așa, dar sunt câteva. Așa, măcar așa, ca un clip bonus, deci tot stați pe aproape. Vă pup, vă mulțumesc că ați rămas alături de mine și ne revedem la următorul videoclip. Pa!